70 de pompieri și un elicopter militar încearcă de peste 24 de ore să stingă un incendiu de pădure pe Valea Oltului, provocat de niște petrecăreți. Misiunea este însă infernală, flăcările se întind pe un versant greu accesibil și vântul le împrăștie rapid. Focul lăsat nesupravegheat este coșmarul anului pentru pompieri. Au avut de stins peste 16.000 de incendii de vegetație doar în primele 6 luni. Mă, păi și pompieri nu sunt mai... Elicoptere, nu se... Acolo, extra. Flăcările au cuprins un munte de pe Valea Oltului, iar amploarea incendiului i-a luat prin surprindere pe pompieri. Zeci de șoferi au sunat la 112 după ce au văzut râuri de foc care făceau scrum pădurea. În mijlocul bârjolului, imaginea este terifiantă. Incendiul violent a mistuit zone întinse de la marginea Parcului Național Cozia. Focarul care amenință zeci de oameni a fost stins, dar alte flăcări au început să urce spre versant. Dacă o lua pe acolo în jos, toate casele ardeau dacă trecea drumul. Ne-a speriat. Avem 5 autospeciale de intervenție la fața locului care asigură orice eventualitate propagarea incendiului către case. Din cauza vântului se intensifică, dar suntem prezenți pentru a gestiona situația. Localnicii sunt furioși. Spun că necazul li se trage de la un grup de petrecăreți care ar fi făcut grătar la marginea pădurii și au lăsat focul aprins în urma lor. Cetățenii care nu au avut grijă și au dat foc efectiv, aproape intenționat, adică lași focul în curtea casei, tu făcând petrecere. În ajutorul pompierilor de la Sol a venit un elicopter militar Black Hawk, care a aruncat 60.000 de litri de apă în această după-amiază. În ciuda eforturilor făcute de 115 pompieri militari și voluntari, 60 de hectare de vegetație au fost cuprinse de flăcări. Incendiu de proporții și pe un deal de la marginea orașului Târgu Jiu. Ciuperca de fum se vedea de la câțiva kilometri distanță. Pompierii au stins focul cu greu pentru că în zonă nu sunt hidranți. Militarii au descoperit că focul a fost provocat de scurtcircuitul unui transformator electric. Alertă și în apropiere de Drobeta Turnu Severin. Pădurea Bâlvănești a fost mistuită de flăcări din cauza unui foc lăsat nesupravegheat. Peste 200 de oameni din localitate nu au închis un ochi toată noaptea. Nu avem ce face. Avem încotro. Trebuie supravegheat. Păi e teamă? Păi normal când e poate teamă. Să fie și la noi la poartă mâine dimineață, nu? Păi da. Focul a fost stins după ce a pârjolit sute de hectare de vegetație. Pompierii din Mehedinți nu știu cum să se mai împartă la misiuni. Altă localitate, de la periferia Drobetei Turnul Severin, a fost și ea sub amenințarea focului, care a cuprins mai multe vii și cimitirul. Arde rău, mă, e nebun. Asta nu-l mai stânge nimeni. Panică și la Reșița. Un cartier a fost învăluit de fum după ce 60 de hectare de vegetație de pe un deal s-au aprins. Pompierii au muncit o zi și o noapte ca să oprească extinderea focului. În prima jumătate a anului, pompierii au fost solicitați la peste 16.000 de incendii de vegetație, mai mult decât dublu față de aceeași perioadă din anul trecut. Peste 37.000 de hectare au fost pârjolite. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.